va fi bine. Dar acest mesaj este transmis în special de la cei de la Pandora Story Style. De ce? Pentru că ei sunt prietenii noștri, prietenii care ne ajută și ne dau idei, prietenii care ne dau idei de reinventare. Ei au creat o platformă care se numește reimagine.ro. Este foarte, foarte, foarte frumoasă această platformă. De ce? Pentru că acolo tu, mami, tati, bunici, frații, au ocazia să se reinventeze sau să își reimagineze lucruri de atunci când erau mici, de atunci când sunt mari, de atunci când sunt în carantină. Acum, cum suntem cu toții, în loc să ne uităm la televizor sau să stăm toată ziua pe telefon, ne-am gândit că ar fi minunat să te reimaginezi și tu. Eu m-am reimaginat făcând 5 minute de mișcare pe zi. Cred că și tu poți să-ți reimaginezi o altfel de viață sau să-ți reinventezi gândurile. Să te gândești la un lucru pe care ai vrut să-l faci atunci când erai mic, michitel, și nu l-ai mai făcut pentru că ai crescut mare și au intervenit alte lucruri și alte obligații. Dar acum, pentru că stai acasă, ai ocazia să faci lucrul ăsta. Ce crezi? Ne-ar fi super? Ne-ar fi super să vii cu foarte multe idei noi și să le pui pe toate într-un curcubeu și să-ți pui totul va fi bine! Da, pentru că asta le transmit și cei de la reimagine.ro, că totul va fi bine. Așadar, da, dragi copii, bunici, părinți și frați, dacă v-a plăcut, vă rugăm să vă reinventați sau să vă reimaginați lucruri noi. La revedere! La reimaginare! La revedere! Totul va fi bine!